Laboratorul biologic de testare a pacienților suspecți de infectare cu SARS-CoV-2 va fi funcțional începând cu data de 16 iunie, când se va obține și autorizația de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică. O echipă de specialiști din cadrul spitalului a fost instruită să lucreze cu aparatul Real-Time PCR la Institutul Matei Baș din București. Aparatul poate prelucra 90 de teste în doar 2 ore. Canal de extracție a acizilor nucleici. Da? Deci aici, din probele care au fost prelucrate primar în canal de primire probe, se extrage acizii nucleici. ARN-ul, în cazul SARS-CoV-2, că toți suntem la acest domeniu. Noi asta încercăm să determinăm. Da? Deci să vedem dacă găsim ARN de SARS-CoV-2. Viteza de lucru e dată, în primul rând, de viteza cu care tu poți să... Noi putem extrage acizii nucleici, deci ceea ce facem în prima cameră. El are o capacitate la 2 ore să facă 90 de teste. E important să-i dăm de lucru în aceste 2 ore. Înțelegem că îl puteți folosi și pentru alte analize. Da, de asta cum s-a mai spus, dar se poate folosi pentru virenii de hepatite B, pentru HIV, virusuri gripale și așa mai departe. Deja se lucrează probele de testare în paralel cu alt laborator pentru pacienții de la RIPO. Suntem în etapa de testare pentru că trebuie să le evaluăm rezultatele comparativ cu alt laborator deja autorizat. De săptămâna viitoare vom lucra și noi. Aproximativ 1800 de pacienți, cadre medicale și personal auxiliar din cadrul Spitalului Județean din Râmnicu-Vâlcea au fost testați până acum pentru COVID-19. Alți 2200 de vâlceni au fost testați prin intermediul Direcției de Sănătate Publică. Toate testele au fost prelucrate însă în laboratoare din alte județe. Pot să vă spun că la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea s-au făcut până acum 1800 teste în laboratoarele care au avut contract începând cu 20 aprilie. După 20 aprilie nu s-a mai internat niciun pacient în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea fără să fie testat în prealabil și până la rezultatul testării era pus în zonă subseptică, zonă izolatoare. Restul testărilor s-au făcut de sepedinte, deci la nivelul județului sunt undeva la 4000 de teste. Laboratorul de genetică medicală a fost dotat cu ajutorul Consiliului Județean și al Ministerului Sănătății. De asemenea, clădirea în care funcționează a fost reabilitată cu ajutorul unei firme de construcții din Vâlcea care a donat materialele. Întreaga investiție se ridică la aproximativ 450.000 de lei.